Cu trei debutante, Munteanu, Zarzu și Stănilă și cu două gimnaste obișnuite cu aurul european, Iordache și Bulimar, România a început tare finalele pe echipe și s-a instalat pe primul loc chiar după cea din tâi rotație, grație totalului de la sărituri de peste 44 de puncte. Le-am spus să fie încrezătoare în ele și să credem fiecare în noi înșine și să ne încurajăm până la capăt. Paralelele n-au mai reprezentat o problemă pentru fete, iar după ce au trecut și de Bârnă, în cea de-a treia rotație, aveau un avans de peste 3 puncte și jumătate în fața Marii Britanii, în timp ce Rusia ieșise din cursa pentru aur. La sol, Munteanu, Bulimar și Iordache au făcut o demonstrație de grație, eleganță și precizie și au câștigat detașat titlul european. Am așteptat momentul ăsta foarte mult timp să fim o echipă, să arătăm că suntem o echipă și am reușit. Sunt mândră de echipa mea și că fac parte din ea. Am plecat încrezătoare, cu voință și am crezut foarte, foarte mult în fete. 7 titluri europene și 7 mondiale are România în istoria gimnasticii. Astăzi fetele au demonstrat încă o dată că sunt o echipă. Am avut noroc că Sandra și Cătălina a fost aproape de mine în anul 2012 și am învățat foarte, foarte mult de la ele și am învățat cum să țin echipa aproape. După ce vom trece peste euforie, vom vedea ce s-a greșit și astăzi, pentru că suntem departe de perfecțiune. Larisa este calificată în toate cele 4 finale de mâine, iar Diana Bulimar va concura la sol. La Bârnă n-a fost cel mai bun integral al meu, iar la sol am făcut cam mulți pași, deci mâine am de muncă foarte, foarte mult. Este cu totul al concurs, trebuie să fim din nou pregătite, să ne facem treaba. Acest campionat european, ca și celelalte, o etapă spre mondiale și acele mondiale o etapă spre olimpiadă. Deci cu cât este mai bun rezultatul, cu atât și ele au încredere mai mare, ele au speranța că vor ajunge acolo unde le doresc să ajungă, la medalia olimpică.